Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi o să facem un traseu mai scurt de toamnă. O să mergem până în vârful Bușa, iar apoi vârful Tătaru. Plecarea o facem din Măieciu de Sus, mai exact, dacă puneți pe Waze sau pe Google Maps, Valea Bangladesa, mai greu de pronunțat. De aici o să avem ca marcaj de plecare Cruce Roșie. Așa. Și apoi, după vreo 20 de minute, o să mergem pe Triunghi Roșu până în vârf. O să mergem circuit. După cele 20 de minute, mi se pare că o să avem un canton. Da, cantonul părăsit. Din ce ne-am informat și noi. La inițial, noi traseul am vrut să-l facem doar circuit, doar până la Bucșa, până la vârful Bucșa, și să ne întoarcem pe refugiul. Ce refugiu avem acolo? Refugiul Strunga. Refugiul Strunga, da, noi am mai fost pe acolo. Dar văzând că traseul e calculat undeva la 5-6 ore dus întors, am zis hai să includem, fiindcă lângă, după Bușa ar fi vârful Tătaru, am zis hai să-l includem și pe ăsta pe listă. E acolo, ne abatem o oră din drum, umplem ziua și mai bifăm un vârf pe traseul ăsta cu noi. Acum o să continuăm. Avem în față mulți câini. La barieră acolo e o cazare, un hotel, ce era? Pensiune mare. Și... Da, și erau foarte mulți câini ciobănești, foarte prietenoși. Hai să vedem puțin traseul din față. E un traseu până aici. Lejer. Da, lejer. Mergem pe un drum forestier. Nu se circulă cu mașini pe aici, interzis, dar aici pusă și bariera. Dar scânge frumos prin pădure, brazi. Pare că la munte deja a venit toamna. Plouă, nu foarte tare, dar plouă. Urcarea prin pădure este susținută, dar cu ajutorul bețelor este ok. Bine, eu cu două bețe și tu cu un băț. Da, că pentru că mână... am o mână accidentată și nu pot. Să te înciungi. Ciungă. Da, nu știu, dacă o să țină vremea așa, noi, din ce ne-am documentat, nu trebuie să... Avem parte de ploaie astăzi, trebuie să fie soare și frumos. Da. Pare că vremea schimbătoare de munte din nou ne face o surpriză, ca de obicei. Nu-i problemă, suntem echipați, dar în ritmul ăsta, dacă o să plouă și o să plouă mult, nu cred că mai ajungem până în vârful Tătaru. Încă terenul e destul de alunecos și ne riscăm foarte mult. O să vedem de aici până în vârful Bușa cum o să fie vremea și de acolo decidem dacă mergem și către vârful Tătaru și către refugiu Strunga. Și de acolo vedem pe unde ne întoarcem. Se pare că după o oră de ploaie a ieșit și soarele pe poteca noastră. Așa încet, timid, dar se pare că o să avem parte de
o vreme mai frumoasă de aici încolo, să sperăm. Gata, am ajuns în vârful Bucșa. Cât am făcut iubire până aici? 3 ore de la mașină. 3 ore? Suntem întârziați. Am plecat pe traseu destul de târziu. 3 ore până aici și un traseu ușor. Chiar nu a fost dificil, doar că o să ne mai tăiem din plan. Hai să ne îndreptăm către indicator. Oh. Aici poate vântul puternic, noi ne-am băgat puțin mai în spate la zăpadă, să ne ferim puțin de curent, să putem să luăm o pauză de masă. Să ia de așa, 146 de altitudine, în față, să vedem Colțițapul, vârful Colțițapului, iar în stânga lui să vedem vârful Bătrâna. Tătarul e toate făcuțile sunt ce vedem aici stânga noastră. Cum mai intrat, o să vedem munțile Auta. Chiar este indicator de aici, e punga roșie. Dacă se merge pe indicatorul ăsta, se merge pe creastă, se duce spre Bitarca. E un drum de creastă care ar duce exact până în vârful Auta. Așa. Mai în spate vedem iezeri pe Bucșa, în dreapta, Piatra Craiului. Și avem un view 360 de grade cu mai multe vârfuri importante din Munții Carpați. Noi o să ne întoarcem pe unde am venit. N-am vrea totuși să ne prindă noaptea pe traseu. Nu și e că se întunecă și de vreme, am vrea să riscăm. Să mai facem câteva filmuri pe traseu, câteva poze.